Acesta este Ion, medic în căutarea unor tratamente eficiente pentru pacienții săi. Aceștia sunt Elena și Mihai, tineri fermieri care vor să obțină o recoltă bogată. Aceasta este Maria, profesoara care dorește să ofere cunoștințe utile elevilor săi. Aceștia sunt studenți care lucrează la un proiect de curs. Acesta este Alexandru, care participă într-un proiect de cercetare și planifică să lanseze un startup. Iar acesta este instrumentul bibliometric național, IBN, baza de date care îi poate ajuta pe fiecare dintre ei. IBN este cea mai mare bibliotecă electronică cu acces deschis la publicațiile științifice din Republica Moldova. Jumătate de milion de vizitatori din 200 de țări accesează cele peste 115.000 de publicații științifice disponibile în sistem. Această platformă inovativă este utilizată în evaluare pentru luarea deciziilor bazate pe date. Peste 90% de publicații din IBN sunt preluate de Google Academic pentru evidența citărilor. Zilnic, în sistem apar peste 100 de publicații noi ale cercetătorilor din Republica Moldova. Astfel, în instrumentul bibliometric național, Ion, Elena, Mihai, Maria, Alexandru și oricare persoană din orice domeniu de activitate poate accesa gratuit 10.000 de publicații și poate urmări ideile la un click distanță. Această bază de date poate fi utilă și pentru tine. Instrumentul bibliometric național. Aici cunoștințele circulă liber. www.ibn.idsi.md